Bine ați revenit alături de noi, mai puțin de două luni până la alegerile europarlamentare și se încingă lucrurile pe această zonă pentru că avem transpusă lupta din discursuri și manevre electorale foarte interesante, de la lupta bannerilor din București până la lupta site-urilor făcută între PNL și PSD. A încercat astăzi PSD să fure un domeniu care de fapt nu e domeniu pentru cartea lui Iohannis. Foarte interesantă. Cred că lupta politică ia o nouă anvergură în România și e de bine pentru că e cumva educativă treaba aceasta și avem o stimulare a fanteziei. Problema e atunci când avem un atac fizic asupra reclamelor. Și avem aceste situații cu, în particular, cazul USR Plus, cu marea parte a corturilor, care oricum nu erau foarte multe, care au fost puțin tăiate, puțin mai mult. Puțin tăiate până când abia dacă se mai recunoaște ceva da, din ele. Da. Din sectorul 1, toate corturile au deci fost a fost cumva o acțiune bine da? Pusă la punct. Din sectorul 2, parcă a scăpat unul sau două. Și întâmplător... Doar ale noastre a fost vandalizate în asemenea proporție, okay. Întâmplător sau nu. Dar, așa cum spuneam astăzi, și ăsta este îndemnul meu pentru electorat, nu pot ei vandaliza cât putem noi vota. Dacă vom avea o prezență mare la alegerile europarlamentare din 26 mai, și spun de fiecare dată 26 mai ca oamenilor să le intre da. Bine în minte, citez acum pe Florin Iordache, data de 26 mai, atunci cred că va fi mai puțin important, deși în sens simbolic și în sens penal e important, pentru că vom depune plângeri penale pentru ceea ce s-a întâmplat, dar e important ca oamenii să vină la vot în 26 mai. Sunt foarte curios dacă vom găsi un vinovat, refuz să cred că, pentru că din ce am văzut eu, aveați corturi în zonă foarte populate, unde tocmai. Există o grămadă de camere, adică de la bănci până la camerele acelea în apropierea soare pe... de metro, a piețelor da, publice sunt cunoscute, foarte curios romană. Care va fi deznodământul în această situație. Mi-aduce aminte de anii 90, atunci când mai puțin și sper să nu vă luați bătaie până la sfârșitul campaniei electorale. Stați un pic, că de fapt apropierea nu e întâmplătoare. Chiar citeam un analist politic recent care spunea de fapt corupția, și se referea la Europa de Est, nu neapărat da, și doar la România, România, este noul comunism. Păi se rea un ciclu istoric, dacă vreți. Ce însemna începutul anilor 90, cam asta se întâmplă din perspectiva acțiunii politice și acum. La limita democrației, cu câte un pas dincolo de linia roșie. Că tot am avut alianța anului între USR și PNSCD. Între USR și Plus. USR și Plus, pardon. Mă gândeam la PSD și PNSCD. Să-mi fie iertată greșeala. Sper să nu vedem știri că de curând că am găsit la USR-ul droguri, arme și mașini de scris de tipărit bani. Să știți că mașini de scris e ușor să găsești la USR. Avem telefoane cu tastatură, avem tablete, avem laptopuri. Chiar se pot găsi mașini de scris la USR. Dincolo de ironie, care, din păcate, e foarte reală. De foarte multe ori ajunge a fi o realitate, nu o ironie asupra ceea ce se întâmplă. E foarte trist când avem o depășire a moralității sub orice critică. Și bine, nu mă așteptam neapărat ca în campania electorală moralitatea să fie cea care domină arena dezbaterilor, dar e de îngrijorat în momentul în care avem vandalizări pe față, public, în zonele publice a unor obiective electorale, indiferent din partea cărui partid ar fi fost acelea. Campania electorală, etapa pe cuțitare. Da, nu știu. Mi-e frică să mă gândesc care ar putea fi etapa următoare. Vă rog. Vandalizările, din păcate, nu sunt o noutate în campaniile din România. Am văzut cazuri și la alegerile locale și la alegeri parlamentare în care, nu numai corturi, aveam geamuri sparte în anumite partide, în anumite județe și așa mai departe. Și este o problemă, pentru că vorbim practic de atacuri asupra proprietății, asupra pluralismului politic, asupra unei campanii sau, în ghilimele, pre-campanii, ceea ce se întâmplă acum, care să se desfășoare niște norme democratice într-un stat în care totul se respectă legea. De acest motiv e important să fie identificați vărtașii și să-și primească pedepsa.
Eu sunt pentru dezbateri decente și morale, dacă putem să le numim așa, dar dincolo de aspectul public al lucrurilor și stradal al lucrurilor, sper să nu se mai repete și, Doamne ferește, să nu se ajungă la violențe sub nicio formă. Cele verbale s-au cam deja obișnuit oamenii cu ele, se mai întâmplă și prin Parlament, mai e un semn, mai e un alta, așa, de dragul lucrurilor. Vă aduc aminte că trebuie să fi trecut deja un an și jumătate, din păcate, de când USR a depus în Parlamentul României un apel împotriva violenței în politică, apel care, deși are 3 sferturi de pagină, deci nu e un text foarte lung și alambicat, este blocat chiar și acesta, deci nu e un proiect de lege, este doar un apel care ar trebui citit de la microfonul Camerei Deputaților și a Senatului. Poate există intenții prin Parlament. E blocat, din păcate, de actuala coaliție majoritară. Este probabil și riscul să meargă pe aceeași idee de orice vine din partea opoziției trebuie respins. Da, categoric. Pentru că putem. Informal ne-au și spus. Întrebând de un proiect de lege sau de altul, de ce este blocat din moment ce e o lege care există în atâtea multe alte țări din Uniunea Europeană, ni s-a spus clar, da, textul e bun, da, vine de la voi. Și atunci, asta e motivul. Sper să ajungem în momentul în care vom avea politică matură și să funcționeze spre binele cetățenilor. Vorbeam de europarlamentare, am avut cât de curând, vineri, dacă nu greșesc, un ultim sondaj publicat pe subiectul europarlamentarilor, un sondaj care vine să schimbe puțin mai radical arena politică, preferințele românilor. E făcut la comanda Europa FM și e făcut de către IMAS. E foarte important de spus, pentru că IMAS a fost cumva puțin mai echidistant în ultima perioadă și pe parcursul timpului, că e o instituție de sondare destul de veche, care aduce modificări interesante, inclusiv pentru partidul pe care îl reprezentați dumneavoastră. Cât de apropiate de adevăr sunt cifrele respective? Și eu întotdeauna am spus că nu cred în sondaje, dar reflectă pentru un moment de, nu știu, emotivitate, de simpatie sau apatie față de cineva, preferințele electoratului. Din perspectiva profesionalismului realizării unui sondaj de opinie, și eu tind să mă las pe mâna IMAS-ului mai degrabă decât a multor altor agenții de sondare a opiniei publice. E importantă metodologia prin care se realizează un sondaj, dacă e doar în mediul rural, dacă doar în mediul urban sau dacă e o îmbinare a aceste două medii și în ce proporții față de masa votanților din ziua alegerilor. Ce trebuie spus că niciun sondaj de opinie nu ia în considerare aportul diasporei la votul final. Da. Nu are cum din punct de vedere tehnic, dar el se vede aportul acesta al diasporei în configurația finală. Și orice sondaj de opinie, după cum ne-a mai arătat o istorie recentă și din România, dar și din afara României, poate fi răsturnat cu o prezență masivă la vot cu proxima ocazie, 26 mai. Am spus-o și am văzut-o, din păcate, au fost instituții care au avertizat în mai multe rânduri că avem șansa nefericită să existe o prezență foarte mică la vot. La ultimele europarlamentare am avut o prezență de 36,5%. O medie relativ decentă din punct de vedere european. Cam aceasta e medie la nivel european. Acum, unele instituții vorbeau de o prezență îngrozitoare, în jur de 20-25%. Ar fi tragic, în primul rând, pentru România și eu întotdeauna am lansat apelul, fără a face campanie politică pentru cineva, este foarte important să ieșim la vot, indiferent pe cine votăm. E un drept pentru care s-a murit, că tot avem un dosar pe masa judecătorului legat de Revoluție. Avem totuși concomitent și referendumul pe justiție pe 26 mai. Sunt convins că îl vom avea. Nu cred că Klaus Iohannis, chiar dacă nu a anunțat oficial încă care va fi întrebarea sau întrebările, care vor fi întrebările la referendum, dar sunt convins că va fi un referendum pe 26 mai. Se pliază foarte bine politica aici, puteți spune ce doriți. Cred că e și o manevră politică destul de bună, bine pusă la punct. Va ridica aceasta pofta românilor de a vota oare? Eu cred că pofta românilor de a vota este ridicată de ceea ce au văzut ca acțiune politică în ultimii 2 ani și jumătate din partea PSD-ALDE. Știți, noi cei de la USR și chiar și colegii noștri de la Plus suntem destul de des în stradă și vorbim cu oamenii uitându-ne în ochii lor. Și chiar și foști votanți de-ai PSD-ului ne spun că și-au dat seama, cel puțin o parte dintre ei,
că ceea ce au votat și ceea ce au văzut ulterior sunt două lucruri diferite și că nu vor mai vota cu PSD. Sunt foarte mulți oameni care ne spun că nu au votat de foarte mulți ani, dar că de data aceasta nu vor rata ocazia, pentru că este prima ocazie politică de a transmite prin vot ce cred ei despre acțiunea guvernamentală. Iar referendumul la care ați făcut parte, să știți că de data aceasta nu este un subiect diferit față de tema principală, cea a alegerilor europarlamentare, pentru că, subliniez, statul de drept este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și deci referendumul pe justiție se pliază pe tematica europeană. Bine, o întrebare pertinentă care apare pe buzele românilor e legată de faptul că problema pe justiție nu este de astăzi, nu este de ieri și nu este de o jumătate de ani. Am avut în 2017 cele mai masive manifestații din istoria României recente, fără niciun fel de îndoială. De ce nu s-a mers atunci pe o idee de referendum? E o încercare de a președintelui de a-și testa dragostea electoratului? Posibil, nu o să comentez ce crede sau motivele pentru care acționează președintele, dar voi spune factual, ideea de referendum pe justiție a început după protestele din stradă din 2017, post-ordonanța 13. Da. Acum că președintele nu a dus atunci la bun sfârșit acest demers, o fi crezut că totuși PSD ALDE se potolește sau și-a păstrat glonțul pentru alegerile europarlamentare. Nu știu și oarecum e mai puțin important din perspectiva mea. E important faptul că acum vom avea un referendum pe justiție într-un final și s-ar putea chiar să avem mai multe întrebări, nu doar una singură. Domnule Bidaru, credeți că e o manevră electorală și dacă va crește dorința românilor de a participa la vot? Pentru că aceasta este cea mai mare problemă. Dacă avem o scădere, o lipsă a românilor la urnele de vot, automat vom avea cumva un procentaj cu oameni de case. Partide care au reușit să își formeze un electorat foarte fidel, care iese la vot indiferent dacă plouă, ninge, fulgere, e furtună, e cutremur, oamenii aceia vor fi la secțiile de vot. Și din păcate, încă, sau din fericire probabil, sunt încă foarte mulți oameni foarte fideli acestei idei de votare. După experiența ultimului referendum, este dificil de spus dacă va fi un succes în atragerea de noi alegători sau atragerea alegătorilor care în general se prezintă la urne cu alte ocazii. Să ne amintim că toamna am avut un referendum care nu a trecut pragul, care a fost practic boicotat de o parte a forțelor politice, inclusiv de președintele Iohannis, dacă nu mă înșel. Sau, îmi cer scuze, a participat, dar nu a avut un mesaj public de prezență sau nu. Din acest punct de vedere, dacă referendumul va atrage sau nu, depinde și de participarea de participarea diferitelor formațiuni politice în sprijinirea sau împotriva referendumului. Pentru că există opțiunea pentru alegător, dacă se va organiza acest referendum, să meargă la voi să voteze, de exemplu, doar pentru alegerile europarlamentare sau să meargă la vot și să voteze doar pentru referendum. Mai este un subiect care trebuie amintit, anume că în general referendumul și alegerile politice în sensul parlamentare, europarlamentare, locale sunt structurate un pic diferit. Rămâne de văzut dacă în această campanie vom vedea, de exemplu, suprapunerea campaniilor pentru referendum cu suprapunerea pentru anumite formațiuni politice. Este dificil de spus, pentru că în cazul referendumurilor, de obicei, inclusiv în partide politice, sunt voci diferite, sunt acțiuni diferite. Într-un referendum se implică și alți actori din societate. Așteptăm să vedem cum vor fi formulate întrebările, să vedem cum se vor desfășura logistic aceste alegeri, pentru că au existat anumite semne de întrebare puse de și de o serie de voci în opoziție, dar inclusiv de
de cei de la putere, privind secțiile de votare, cum se pot organiza. De exemplu, sunt registre electorale diferite, pentru că ai un cetățean rezident european care nu este cetățean român, care poate să se prezinte la alegerile europarlamentare, dar în același timp nu poate să se prezinte la referendum. Bine, și alte așa care vor fi probabil care vor, într-adevăr, care vor fi piedici sau nu. Și din acest punct de vedere este nevoie de un efort considerabil pentru desfășurarea cu succes a acestor alegeri și a referendumului. Eu sper să avem prezență la vot, indiferent care, de care vor fi întrebările pe referendum și dacă vor ieși oamenii pentru referendum sau nu. Sunt convins că ideea în sine de a participa la un exercițiu absolut democratic este imperios necesară. Domnule Zeidler, am vorbit de președinte. S-a tot zvonit prin târg așa că se poartă discuții în cadrul USR Plus pentru eventualitatea unui candidat pentru prezidențiale. Sau pentru susținerea lui Klaus Iohannis. Nici. Nici, am înțeles. Nu, acum ca să lămurim lucrurile. Ne-am spus, Alianța poartă numele 2020 pentru că vrem să avem un proiect care să dea speranță pe termen, da, pe termen lung. Dar ne concentrăm acum pe alegerile europarlamentare. Dacă Alianța asta va continua în această formă sau în ce formă, în vreo altă formă, cu candidat comun la prezidențiale sau la locale și sau la parlamentare, e o discuție pe care o vom avea după alegerile europarlamentare. În ceea ce ne privește, cei de la USR am anunțat foarte clar că vom avea un candidat la alegerile prezidențiale și deci acela nu va fi Klaus Iohannis, vom avea un candidat propriu. Foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Eu mă gândeam la alt aspect tehnic. Dacă se presupunem, cu toate că nu iubesc să port discuții de tipul blog, de acel cristal, știți, acea sferă de cristal, dar totuși vreau să întreb. Eurodeputații USR Plus vor fi de eurodeputații USR sau eurodeputați Plus? Unii vor fi eurodeputați în funcție USR, de lista comună pe care o aveți. Plus, da. Foarte interesant de știut. Sper să avem cât de curând un anunț pentru prezidențiale. Într-adevăr, sunt foarte importante. Revenim puțin la sondajul cu preferințele românilor. Se explică pertinent oare căderea aceasta dramatică a Partidului Social Democrat și aveți USR Plus are o creștere destul de semnificativă în sondaj. Păi, dacă ne uităm la cifre, veți vedea că, pe de o parte, scade PSD, dar crește pro-România, iar materialul este același, doar a fost pus în două tăvi diferite. Pe de altă parte, față de alegerile parlamentare din 2016, a crescut ALDE. Cu alte cuvinte, o bună parte din electoratul pierdut de PSD a trecut la ALDE și la pro-România, ceea ce nu e foarte îmbucurător, pentru că diferența de acțiune între cele trei formațiuni politice este foarte subțire, de fapt. Pe de altă parte, într-adevăr, vă aduc aminte că noi am intrat cu 9% în Parlament în urma redistribuirii și în momentul de față sondajele, după cum vedeți, ne creditează undeva la 18%. Ne luând un calcul diaspora, accentuez asta pentru că pentru noi e important. În 2016 a fost circumscripția în care USR s-a plasat pe primul loc și din vizitele pe care le-am făcut eu în afara țării vom fi iarăși câștigătorii cel puțin a acestei circumscripții electorale. Urmează mai apoi redistribuirea. E foarte interesantă această convingere. E foarte important, de exemplu, câte partide și respectiv câte voturi, ce procentaj vor cumula cei care nu prind pragul de 5% și deci care va fi redistribuirea. Cred că e un joc care se joacă încă din punct de vedere politic și va fi jucat până în ultimul moment, pentru că eu mizez și noi mizăm pe o prezență surpriză la vot. Oameni care nu au mai votat și de data asta se vor duce să voteze și nu o să vă surprindă, nu de dragul PSD-ului vor face acest lucru. Încercați să ne spuneți că vom avea un vot similar cu cel din, de la alegerile, ultimele alegeri prezidențiale, un vot de blam, un vot împotrivă mai degrabă decât un vot pentru? Asta am înțeles eu cel puțin. Cred că va fi un dublu vot din perspectiva întrebării noastre.
de blam în același timp și pro ceva în același timp. Chiar cred și a fost crezul meu, chiar m-am aturat acestei formațiuni politice încă de pe vremea USB-ului, da, că în oamenii aceștia pot să-mi pun speranța nu doar ca fiind anti-PSD, ci ca fiind pro ceva, ca oameni care chiar au un proiect. Am avut chiar și la alegerile parlamentare un proiect de guvernare, deși PSD ne tot spune că nu-l aveam. Faptul că nu l-au citit asta nu înseamnă că nu există, dar în fine. Avem și acum un program consistent despre ceea ce vor face parlamentarii noștri în plan european. Și multe din acele lucruri pot fi simțite concret de cetățeanul român, deci nu sunt chestiuni abstracte care se discută așa într-un Bruxelles depărtat. Nu. Bruxelles-ul e, de fapt, un club, dacă vreți, în care România e parte și unde românii au interese concrete și care pot fi aduse acasă. Și mai interesant de faptul că avem pe mare parte a continentului european o altă mică Românie risipită prin Spania, Italia, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca și așa mai departe. Deci avem altă mare Românie, cel puțin 3,5 milioane de cetățeni, în condițiile în care în România lucrează cu contract individual de muncă 5,5 milioane de cetățeni. Ea spune o enorm. Mare Românie. Enorm de mult. Avem o diasporă economică enorm de consistentă, pe lângă diaspora istorică, care și ea este foarte consistent, avem un alt cuantum de aproape 5 milioane de români în jurul granițelor și mulți dintre ei au cetățenie română. Deci, implicit, vor fi angrenați în procesul de vot și am observat o vânătoare foarte interesantă pe unele areale teritoriale din partea partidelor politice din România. Domnule Bildaru, vom avea această prezență surpriză pe ideea de... Chiar vorbeam astăzi cu un sociolog foarte bine cunoscut în România, care îmi spunea că vom avea probabil o situație similară ca cea în cazul duelului Klaus Iohannis versus Victor Ponta, doar că acum va fi USR plus ALDE, mai puțin, USR plus PNL, ALDE PSD pe cealaltă parte a taberei. Adică va fi, are un vot mai mult împotrivă decât pentru ceva? În momentul acesta, dacă ne uităm pe sondaje, vedem totodată că este un procent foarte mare în privința celor care fie nu s-au decis dacă vor merge, fie nu s-au decis cu cine vor vota, fie nu s-au decis dacă vor fi prezenți sau dacă interesează sau nu. Un sondaj în care aveam o indecizie pentru cine vor vota de 23%, ceea ce discreditează total sondajul. Adică în momentul în care ai 23% din oameni care nu știu încă cu cine vor vota, nu știu dacă e neapărat. Scuzați-mă, eu văd acolo un lucru bun. Văd niște oameni care vor să voteze. Da. Că vor vota cu partidul acesta sau cu partidul acela, dar măcar vor să meargă să voteze. Și încă o dată, automat ar putea vrea să voteze pentru USR. Asta este speranța mea, evident, dar e prea puțin. Haideți să ne echipim scenariul următor. N-am votat de nu știu câți ani, eu, cetățeanul respectiv. Acum m-aș duce să votez, dar mă gândesc, măi, să fie oare PSD sau Pro-România? Atât de mult bun au făcut aceste două partide în ultimii 2 ani, încât brusc după ce 20 de ani n-am votat, de data asta mă duc, dar nu știu dacă să fie PSD sau Pro-România. Mi se pare realist un asemenea scenariu? Pentru că mie deloc nu mi se pare realist. Adică pot să înțeleg dacă ezită încă sau mai așteaptă vreun semnal politic concret pe domeniul de interes din partea alianței USR Plus, dar nu cred că acei oameni ezită între partidele care formează actualul cerc guvernamental sau sunt apropiate mai degrabă lor. Este o opțiune politică. Ceea ce vreau să mai adaug este că foarte pe scurt, în completarea ideii anterioare, este că sunt și anumite efecte care apar în momentul în care sunt făcute sondajele. De exemplu, tinzi să nu-ți exprimi opinia atunci când știi că de ce opinie ai tu va fi privit oarecum nu prea bine și îți ascunzi opțiunea politică. Se numește spirala tăcerii și din acest punct de vedere putem avea inclusiv o parte dintre cei care au niște opțiuni politice care nu sunt tocmai cele mai populare sau cele mai dezirabile. Orice opțiune politică e dezirabilă, stați un pic să ne înțelegem. Orice opțiune politică e dezirabilă, atât timp cât există o opțiune politică. Nu vreau să facem campanie în platou. Repet, contează prezența la vot. Contează. Pentru mine este foarte important ca România
să ajungă a fi conștientă de posibilitatea libertății de a vota. Adică aici e esența lucrurilor. Vom vedea în ce măsură oamenii vor fi prezenți la vot. Imaginea nu este una prea bună dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri. Fie că ne uităm la istoricul alegerilor europarlamentare, în care prezența a fost în jur de 30%. Dacă ne uităm în 2016 la, din nou la parlamentare, 40%, un procent foarte, foarte mic, ținând cont că vorbeam totuși de alegerile generale, alegerile care au dat guvernul și care vor conta, contează practic foarte mult în economia țării și în mersul societății. Dacă ne uităm la ultimul referendum, la prezența care a fost, bine, acolo a fost și o puternică campanie anti-referendum, a fost și o puternică campanie anti-guvern, probabil a fost și un vot de blam, nu atât pe ideea de familie, cât pe ideea că nu merg nicăieri la ceea, adică nu vin la sărbătoarea pe care o organizați voi, chiar dacă, nu știu, îmi place sau nu. Am avut și astfel de oameni pe care am cunoscut, oameni care nu au mers din simplu motiv că erau organizat de un guvern pe care, în care ei nu aveau încredere. Într-adevăr, dar totuși vorbim de un procent de 20%. Ceea ce este, din nou, foarte, foarte mic. Că a contat sau nu politic este alt subiect. Vom vedea ce va fi. Domnule Zadler, o ultimă concluzie a emisiunii de astăzi. Veți mai avea un artificiu, nu știu, va crește exponențial votul pentru USR dacă vom avea aceste ordonanțe pe amnistie și grațiere? Cu siguranță atunci furia oamenilor ar crește. Vă doriți? Posibil, dar nu-mi doresc ordonanțele acestea doar pentru că ar face rău României, pur și simplu. Eu cred că alianța USR Plus va trece de 20% și eu cred că avem o șansă chiar să ne plasăm pe primul loc în clasamentul de pe podium. Vom vedea cu siguranță în dimineața zilei de 27 mai cui a revenit coronița de pe podium. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și țin să readuc aminte celor care ne-au urmărit și ne urmăresc încă că ne-am aflat în discuție alături de domnul deputat și vicepreședinte USR Cristian Zeidler și domnul Mădălin Blidaru. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și sper să ne revedem aici în platoul București TV înainte de a vedea pe capul cui ajunge coronița pe 27 mai. Eu sunt Alexandru Rotaru și vă las în compania București TV, nu înainte de a vă reaminti că aveți dreptul și obligația, cel puțin morală, de a participa la alegerile din 26 mai. La revedere!